Bună dimineața și bine ați revenit în comun acordon. Trebuie să recunosc că în cursul săptămânii trecute, pe ultima 100 de metri, am primit o invitație din partea primarului din localitatea Sofia, Raion Drochea, din Republica Moldova, localitate cu care comuna Cordon este înfrățită. Am primit o vizită pentru a participa la o manifestare artistică în Republica Moldova, un eveniment care s-a desfășurat la nivelul comunității din satul Sofia, un eveniment amplu la care trebuia să participe inclusiv președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, dar datorită condițiilor meteo, evenimentul a fost un pic mai restrâns și nu au reușit să ajungă la el chiar toți invitații, întrucât au fost probleme, așa cum știm, meteorologice și în Republica Moldova și în orașul Chișinău au avut probleme cu ploile torențiale din ultimele zile. Ați reprezentat comuna Cordon nu doar dumneavoastră, ci și tradițiile cordunene. Am fost acum mulți ani în Republica Moldova și am rămas plăcut impresionat de tradițiile culturale din Republica Moldova și întorcându-mă acasă în comuna Cordon, mi-am dorit și eu să înființez acest ansamblu artistic pe care îl avem la nivelul comunei, un ansamblu artistic profesionist și pe această cale felicit și pe Cristian Pleșca, coordonatorul principal al acestui ansamblu. Felicit și tinerii, copiii și copiii mai profesioniști și copiii care învață la acest ansamblu, pentru că prin ei putem perpetua tradițiile pe care le avem din moși strămoși în continuare și cu ei putem participa la evenimente deosebite, mai ales că ansamblu Lunca Moldovei a participat și a reprezentat România cu brio la un festival din Spania anul acesta. Și mă bucur că am plecat de la zero, am venit acum câțiva ani cu intenția de a înființa ceva și astăzi, la ora actuală, avem tineri în comunitate care ne reprezintă și în străinătate. E o bucurie și felicit pe toți care participă, muncesc pentru acest ansamblu. Această vizită a fost una oficială în Republica Moldova și n-a fost doar pentru un schimb cultural, n-a fost bazat doar pe schimburi culturale, s-au luat în discuție ceva, nu știu, oportunități de dezvoltare, s-au făcut schimburi de idei despre administrația publică locală din România față de cea din Sofia? Nu, acum, la ora actuală, vizita a fost strict în intenția de a avea un schimb cultural, pentru că împreună cu ansamblu a avut un moment artistic în satul Sofia la acest eveniment. A fost strict dedicată vizita în acest scop acum la ora actuală, dar mi-am dorit ca și tinerii din ansamblu să aibă o nouă experiență cu cei din Republica Moldova, pentru că ori de câte ori ne dorim să organizăm câte un eveniment, câte o petrecere frumoasă la nivelul comunei, de cele mai multe ori apărăm la artiștii din Republica Moldova și, de ce să nu spunem, avem de învățat anumite lucruri de la ei în această zonă, în zona de folclor și în zona de păstrare a tradițiilor culturale. Păstrează cu sfințenie aceste lucruri la nivelul comunității și mi-am dat seama că aceste lucruri sunt importante pentru fiecare comunitate, păstrarea tradițiilor culturale, întrucât unesc și creează armonie în fiecare comunitate. La final, diferențele culturale între România și Republica Moldova sunt mult prea mici sau chiar inexistente? Sunt inexistente și acum mă bucur la final că am avut plăcerea să particip la un eveniment de această anvergură, pentru că au participat foarte multe comunități din jurul satului Sofia. Mă bucur că am participat cu un ansamblu profesionist. Îi felicit pe tinerii din ansamblul Lunca Moldovei și pe, așa cum am mai spus și mă mai repet încă o dată, pe Cristian Pleșca, coordonatorul acestui ansamblu, pentru profesionalismul și dăruirea cu care am participat la acest eveniment. Și, în general, pentru toate evenimentele pe care le desfășurăm la nivel local.